Mai mulți pescari au făcut ieri o descoperire spectaculoasă pe plaja din Vadum. Aceștia au găsit o broască țesoasă uriașă originară din Marea Mediterană. Astăzi, mai mulți curioși au venit la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, acolo unde a fost transportată, pentru a vedea ineditul exemplar. Exemplarul găsit ieri pe plaja din Vadu face parte din specia Careta-Careta și se mai spune broasca cu cap de buștean. Temporar, ea se găsește la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, deoarece nu rezistă la temperaturi sub 18 grade Celsius, iar apa mării va avea în curând mai puțin. Astăzi, constanțenii au luat cu asalt complexul pentru a vedea cu ochii lor puiul de broască țestoasă uriașă. Cum e? Superb! Mare? Mare! Cred că 75 de centimetri. Salut! Ai văzut broasca? Da! Și cum este? Cum e Luca broasca? Mijlocie și cam atâta. Mijlocie și cam atâta. Ați mai văzut una așa mare? Nu. Am mai văzut una așa, cred că un pic mai mare la Barcelona, da. Dar și asta de aici? Noastre? Nu, nu în apele noastre. Ai văzut așa una mare la noi în apele noastre? Nu, nu, nu. O surpriză plăcută la delfinariu aici. Sigur că da, mai ales pentru copii. Cam greu s-a arătat văzută, dar într-un final... Deci e scumpă la vedere. E scumpă la vedere. Ai văzut broasca? Da. Cum este? Frumoasă. E mare, e? Cum e? Da. Ai mai văzut așa o broască mare? Nu. Nu? Și nu ți-e frică de ea? Nu, n-am de ce să fie frică. Broasca țestoasă uriașă găsită ieri pe plaja din Vadu are aproape 3 ani și a ajuns în țara noastră probabil dinspre Marea Mediterană. Însă ea nu poate rezista unor temperaturi scăzute, așa că reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța încearcă să transfere ineditul exemplar în Grecia. Am vorbit cu domnul director Kalianiotis de la un institut din Grecia, Nea Icralița, cu care vroiam să convin o variantă, să trimitem broasca acolo și să o lanseze la apă în Marea Egee. Dumnealui a zis că dacă aș lansa-o undeva mai pe litoralul sudic, broasca și-ar găsi singură drumul spre Marea Egee, cu siguranță însă că e doar o părere și mai sunt și alte păreri contrare, fiindcă bosforul este foarte îngust, n-are cum să știe de el. În orice caz, aș prefera să o ducem undeva în Marea Egee, să găsim o soluție, că nu-i mare lucru. Cât o să o mai țineți aproximativ, așa cam cât credeți că va mai rămâne? Câteva săptămâni maximum. Maximum câteva săptămâni o mai ține. Avem în plan cât mai repede să-i găsim o relocare. În orice caz, repet, nu vrem să o ținem aici peste iarnă. Nu este normal, nu este natural ca să ținem o perioadă mai lungă, fiindcă animalul se dezorientează și după aceea șansele de relocare, supraviețuire sunt mai mici. Deși în decursul timpului au fost surprinse câteva exemplare în Marea Neagră, aceste cazuri sunt rare, deoarece țestoasele Careta-Careta preferă zone cu apa caldă, cum ar fi sudul insulei Zakynthos din Grecia, acolo unde pot fi văzute multe exemplare. Acestea sunt considerate mândria zonei, iar guvernul grec a suspendat traficul aerian în apropierea ei, pentru a proteja specia care este extrem de sensibilă la zgomot și poluare.